Deja cu toții cunoaște jocul Sprunky, pentru că a făcut foarte multe melodii super tari, dar știi că a apărut Sprunky 2? Este adevărat, Sprunky 2 este aici, ia uitați noile caractere! Doamne, câte avem de văzut azi, avem un măr, aici sunt niște fructe care se transformă în animale și o să fie cel mai tare episod cu Sprunky din lume! Înainte să punem primul caracter măr, hai să apăsăm toți pe butonajul de like și cine e pregătit pentru primul caracter, stai că cum arată, dar gata cu vrăjelile, când dați like am pus mărul. L-ai dat? 3, 2, 1, like acum! Oh, nu! Pa! Bă, ce cum ești cât de mișto e deja! Pam, 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 pa! N-ai cum! Deja e topul de pe lume! Deci asta este un porcușor cu un măr. Oh, nu, vine Crăciunul porcușor. Fugi repede din țară. Ce cântă el. Următorul caracter pare să fie o lăbuță de urs. Cred că așa pare cel puțin. Sunt tare curios ce poate să însemne. Un urs, nu? What? Ești... Pa! What? Parcă deja sună mult mai mișto în noile caractere decât în Sprunky 1. Stare curios, uite-te până la final să vedem varianta creepy. Că o să o facem, să o vedem. Avem aici deja varianta creepy ascunsă. Nu vă arăt! Ok, pisicuța cu măr cum sună împreună. Pisicuța! Ia să vedem. Oh my god. Pa! Sprunky 2 e tare rău! Deja sună mișto și avem doar două caractere la dispoziție. Următorul caracter se pare că are o de-astea de miere, dar bine, sunt șanse gigantice să fie o albinuță care să facă bis 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 bis, este albinuță, bis bis bis, ia să vedem. Chiar e albinuță. What? Cântă ca la tobă. Tom 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 tom. Cântă ca la tobă formația. Stara formație. Nu vă rușinați, formație, cântați. Oh my god. Următorul caracter este o pălăriuță verde care s-ar putea să fie destul de creepy. What ești tu? Ce bă? Ce cântec e ăsta? N-aveți ce să ziceți de verișor, dar chiar cântă frumos rău. Are o pălăriuță. Dar nu seama ce este, rechin sau ce este. Are dinți ascuțiți, are colți. Dar stare curios ce caracter este mai exact. Ok, dă-te la o parte că trebuie să punem broasca testoasă. Ia cum face. Quack, quack, diri-diri-dam. Quack, 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 diri-diri-dam. Așa când mă... Omă, ăsta e mișto. Pum, pum, pum. Și următorul este o șarfă de iarnă de Crăciun. A venit moșul, au venit mirosul de prăjiturele, de scorțișoară și așa ieși afară. E un ursuleț. What? Oh-oh. Devine creepy deja. Ce-i mă sunetul ăsta? Trebuie să vedem cum sună împreună, măr. Ok, avem echipa. Echipă, cântați frumos, prieteni. Oh, no. Am emoții. Start. Oh, my god. Oh, my god. Deci nu cred cât de mișto e deja. Deci măcar am făcut o melodie ca lumea. Mai ales doar caracterele pe care le-am văzut deja. Și deja sună foarte mișto. Chiar o să fie tare astăzi, vei spune. Chiar o să face o melodie super tare. Următorul caracter nu dați aceste. Pare să ca o înghețată sau ca o prăjiturică, ca un picior. Nu dați aceste. Ce ziceți voi că este? Habar n-am. Ia să vedem. Elefa! What? Bă, de la operă! Lime, lime! Cât de mișto! Elefantul este locul 1 momentan. E cel mai tare de caractere pe care le-am avut. Ajutorul vostru, scrieți cu toții în comentarii. Hai echipa Sprunky. Toată lumea în comentarii să aibă curaj că vine formația. Gata, scris în comentarii. Bun, formația vine, se pregătește de noul concert. Și așa sună toți pe care am văzut până acum în exclusivitate, ia să vedem. O să sune mișto. Oh-oh. Oh-oh. E prea top. Mamă, ce formație tare am. Se termină, nu! Nu! Următorul caracter este apă. Vă dați și combinații tare putem să facem. Adică deja avem 6 caractere. 1, 2, 3, 7 caractere care sunt topul de pe lume și sunt chiar mișto. Dar ce face apa? O pasăre? Nu! No. Nu! No. E prea mișto, Sprunky 2! Ai atâtea sunete mișto! Și următorul este un melc? Melcul care cântă la... Mamă, cântă electronic melcul! Ce te uiți, băi, seaură la... Băi, te-a văzut acolo, măgărel. Ok, care e următorul? Oh, cine ești tu, prietene? Oh, se aude apa? Mamă, mă născ cum mergi pe plajă, vara, va... Bă! Ați văzut?
A sunat ciudarul la final. Stai că face iarăși. What? Următorul caracter este... Fatar. What? Fata vampir. La 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 la. Asta e Electro. Nu, e prea mișto. Următorul caracter este un creion care nu știm exact ce poate să... What? Du-te, bă, că e topul de pe lume, cât de drăguț e! Mamă, vampiraj! Este un vampir, Lilia, ca dacă te mușcă, te transformă în vampir direct și nu te mai vezi în oglindă. Așa e, pisicuța? Oh my god, și acum combinați cu caracterele pe care le-am văzut? Oh da, topul de pe lume este chiar aici. 3, 2, 1, start! Oh. La 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 la. De asta mi-este frică. Avem aici o lăbuță, o gheară periculoasă de care mi-este frică, că nu știu ce poate să însemne. Este alb-negru, ceea ce înseamnă că nu știm ce poate să fie. Care vrea să fie? Nu eu, nu eu, nu eu. Hai mă, prietene, tu, tu, niciunul. Ok, tu o să fii. Ce ești tu, Skunks? What? Poți să cânt asta? Fii atent! Băi, n-ai voie să râzi! Am încercat să cânt deja, te-ai apucat să râzi în comentarii, serios! Următorul este un porc! Ai, șuricele! Șuricele, dar tu cânti stopul de pe lume! El e șoricelul care cântă topul de pe lume, tu... Ha? Mamă, gâza gâzi gâz! Ea e gâza gâzi gâzi gâz? Și dacă tu cânti cu el, cu șoricel, cu Skunks-ul, cu Liliacu, cu Electro și cu tine și cu Melcu... Bă! Nu cred! Nota 10, sprunc echipă, nota 10! La 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 la! Îl punem pe el, pe broscoi! Pe elefanțel aici am? Nu, pe elefanțel vreau, pe elefanțel! Nu, elefanțel! Asta e elefanțelul! Ia că vine! 3, 2... Oh my god! Oh my god! Doamne! Ce amuzat ăla! Pe voi nu vă vreau prieteni, vreau gâza și vreau pe... Na! Ce drăguț, ce mișto e! Sprunchii 2, clar, 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 e mai tare decât sprunchiunii. Mult mai drăguț, următorul caracter e ceva colorat, pare. Avem toate culorile, roșu, ca un fel de floricică, dar curcubeu. Eu cred că va fi ca și caracterul din Sprunchii 1, adică soarele, sau... Ăsta este cel care cântă versuri, ne apropiem de cel malefic, mi-e frică, sincer, dar... What? Prieteni, uitați-vă la cel din mijloc! Nu vă mai uitați la mine, la cel din mijloc! Oh! Avem nevoie de versuri, neapărat, ceva care scânte versuri! Ia echipa! Start! No, e topul de pe lume! Hai echipă! 3, 2, 1 și... La 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 bam 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 baram 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 bam 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 baram baram. Vino și tu, floricică! De fapt e o pasăre! Oh, da, cât de frumos e. Avem și basul frumos. Cântă la bas. Ia. Oh, oh, oh. Pum, 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 pum. Nu știu care se potrivește ca ultimul caracter. Cred că punem gâza bâza. Gâza bâza, cântă tu. Ia, vei, gâza bâza. Doamne, cât de mișto. I, 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 u, u. Zi-te-o, pisicuța, nu e mișto? Următorul este ca un fel de rinocer, presupun. Ok, cine vrea să fie rinocer să clipească? Tu? A, te-am văzut. E o capră. Be. Asta devine malefică? Nu vreau să aflu cum arată caracterele malefice, nu-mi doresc. Oh, nu. Următorul caracter este... Iepurină! Doamne, ce, mă? Ce ești tu, prietenaș? Doamne! A, I, O, O, A, I, O, O, E, A, O. Ce dințișori ai? E grav ăsta, cred. Dar avem caracter cu versuri sau cântă rusă? Ha? Ha? Ce cânti tu, ursulache? Ce-i asta? Trupa de șoc, trupa de șoc! Oh, trupa de șoc! 3, 2, 1, start! Yeah! Sunt cel mai bun! Ia,
uite, mă. Deci nu cred cât de frumos e. Punem, punem basul, basul. Pam, 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 pam. Hai cu mine. Sar. O, E, U, A, I, O, O, E, E, O, O, E, E, O, O. Avem nevoie de curcubeu. O, 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 O. Ia uite. Oh my god, avea. Nu. Nu. E prea tare. Deci pe Liliac, pe domnul Liliac îl iubește mai mult. Liliacul este regele, puterea lor. Aici cred că pe tine te locuim. Pe tine te punem așa, o pasăre. Tu cum că-s pasăre? Start! Start, am zis! Start! Frumos. Oh my god, ce drăguțul! Avem descrierea la fiecare caracter. Beat 1 este Peter Porcu, care se prinde energie și pare să joacă foarte multe jocuri. Unor este trist când trebuie să plece, dar îi place să aibă un măr pe cap. Fashion e crazy. Și place culoarea roșu. Apoi avem pisicuța, Carl cheamă. Este pisică, are 70 de metri și place portocaliu. Apoi 3 avem o fată care este albinuță. Asta este șarpe. Ok, deci asta era șarpe, nu mi-am dat seama inițial. Următorul este Frank, care este o broscuță. Paul, care este un urs polar. Ethan, care este un elefantel. Elefantel ziucici, ți-au fugit țipiții. Apoi avem pe Birdo, care este o pasăre logic. Sean, care este un melc. Amy, care este axolot. Asta e axolot, nu mi-am dat seama inițial. Chiar e drăguț, de-i tot pisicuță. Mai e pe axolot, apoi melodie Vur, care este o vulpiță. Berry, care este un liliac. Lup, asta e lup, ok. Avem un cincila, care este ca un fel de șoricel. Asta este daia care se pune pe haine, molie. Și apoi voce, deci avem două voci, trei voci, patru voci, ok. La voci avem floarea, capra, iepurilă, grizzly bear și ultimul e secret. Deci ele sunt puse pe categorii. Ultimele patru, începând de aici, astea sunt voșică. Dacă ele cântă cu voci, uite. Bam, 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 bam. Se face o melodie frumoasă, este din fiecare categorie. Adică putem să luăm o voce, o melodie, un efect și un beat, ok? Să alegem un beat frumos. Care cântă mai frumos beat-ul? Bum. Ok. Tu? Cântă albinuță. Cici, cici, cici. Cântă, bă! Ok, și tu? Mamă, stai mai agresiv. Ok, mergem cu beat-ul ăsta de pisicuța nebună. Apoi cu efect avem broscuța. Avem efecte diverse. Cred că mergem cu... cu care să mergem și patru? Cântați, prieteni! Ok, el cântă. Tu cum cânti? Mamă, se aude. Avem trompeta și pasărea. Ok, lăsăm trompeta plus pasăre. Stai să facem cea mai tare melodie din lume. Și apoi vin cu melodia care practic este sunetul de fundal care face... Cântați, prieteni dragi! Ia! Cum sună împreună? Mi se pare că e cel mai bun beat pisica. Pisica chiar sună bine pe beat. Bravo, pisicuță! Și acum ei cântă în echipă. Ia uzei. Punem și mărul. De fapt, nu mărul. Trebuie să punem o nouă voce. Și punem... Îl punem pe... broscuță. Ia vedem cum sună trupa mea nouă de șoc. Cântați, prieteni! Oh my god! Dar problema este următoarea. What? Am vrut să-l pun, dar a apărut un buton interzis. Nu a apăsat butonul sau... Nu știm, vom afla acum. Pisica, apăsăm! Au, nu! What? Care este numele prietenului imaginar al lui Vur? Ok, să aflăm. Care, mă, Vur? Vur, 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 Vur. Te scotăm o persoană. Uite, Vur! Ok, vulpița. Vur, vulpița roz are un prieten foarte bun în VR. Cum o cheamă? Deci Vur este ea. Ok, poate putem să-i aflăm numele. Trebuie să-i aflăm numele prietenului imaginar pentru a apăsa butonul. Cum facem noi asta este întrebarea. Vulpiță, îmi spui? Vulpiță, uite-o, Vur. Cred că am descoperit ceva. Văd un nor pe vulpiță ziua și noaptea, care stă cu un prieten imaginar pe nume William! Uite, a scris Vur, ok, William. Mai vedem dacă funcționează? Ok, scriem W, William. Mi-e frică să apăs Enter. Oh, nu, pisicuța, apăsăm. Miau, miau. Ok, apăs, apăs, Enter. Oh, nu. A apărut semnul întrebării în persoană. Nu, nu, nu. No! Bye!
omor pe toți? Ăsta e mai creepy decât sprunchii. Cine ești tu, diavole? Au! Bă, măr, l-a făcut om și l-a pus, i-a aruncat cu o țeată în ochi. Oh my god. Ăsta e pericol rău. Ce scrie acolo? Stai cu noi, distracția este afară. Distracție, distracție, distracție. Oh, no. Oh, no, prieteni. Bă, prieteni. Nu cred una ca asta. Oh my god. Prieteni. Oh. E deja foarte grav ce se întâmplă. Ajutați cât de morți sunt. Oh my god. Bă, are un cristal în ochi. Ăla e tăiat de la jumătate, a scos moațele. Bă, ăsta l-a tăiat. Ăla nebunit. E grav rău. Aoleu, oprește-l. Mai avem lanternă, care e o fată care stă cu o lanternă. O floare. Oh my god, devine ce mai grav. Până la tăiat în jumate. Oh my god, cât de creepy e. Ce e cântăm așa? Floarea! Floarea cântă așa urât. Iuzi, sunetele la fiecare. Oh my god. Bă! Asta e grav rău. Oh. Opa, domnule capră, ce dorești? Uitați-vă la el. Mă așteaptă aici pe ecran, dar nu știu ce pot să-i fac. Uite-l. Oh, nu. Ce se aude? Lumea de afară nu este bună. Stai cu noi, stai cu noi, stai cu noi. Distracția este aici, stai cu noi, stai cu noi. Afară este o lume periculoasă, stai cu noi. Asta se traduce în ce scrie pe fundal. Și dacă fac o melodie. Oh my god. Oh, nu. Bă, săraci. Uite-l pe albinuță. E ciudat că toți au devenit oameni. Oameni care au fost făcuți zob. Uite-l pe ăla, ce-a văzut oare? Oh my god. Asta chiar e creepy rău. Prieteni, există o singură cale zi. Salvăm pe toți și nu cred că o să vă placă. Trebuie să apăsăm cu toții pe butonașul de like, să ne abonăm când zic și să-i facem pe toți înapoi. Haideți, ajutați-mă să-i pun la loc. 3, 2, 1 și am reușit. Prietenii noștri sprunchi sunt cu toții ok. Mamă, chiar m-am îngrijorat, sprunchi. Elefantel cântă din nou. Măr cântă de din bit. Pisicuța, albinuța. Toată lumea este bucuroasă datorită ție. Chiar vă mulțumesc. Am zis să facem la loc pe toți. Yes, începe concertul.